Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu la interviul de PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Tăriceanu. Da, mulțumesc. În urmă cu foarte puțin timp ați anunțat că veți lansa o invitație către CSM printr-o scrisoare pe care urmează să o trimiteți. Care este scopul acestei invitații? Constat și cred că nu sunt singurul că există o slăbire a instituțiilor în stat, iar un stat democratic nu se poate baza decât pe instituții puternice și credibile. Constat de asemenea că acest principiu fundamental al separației puterilor în stat nu este întotdeauna la fel înțeles de toate instituțiile. Nu cred că independența instituțiilor este întotdeauna corect înțeleasă și respectată. Și cred că aceste probleme de principiu trebuie discutate interinstituțional. Acesta este scopul invitației pe care trebuie să o adresez CSM-ului. Observ de multă vreme un alt aspect, și anume din perioada, a regimului Băsescu. Nu-mi place să folosesc foarte mult această expresie, dar hai să spunem sintetic că știm cu toții la ce ne referim. De foarte multe ori, Curtea Constituțională a fost transformată într-un arbitru politic în disputele politice și interinstituționale, și acest lucru nu cred că este util. Nu cred că este util să perpetuăm acest stil care a fost caracteristic pentru perioada Băsescu. Eu îmi imaginez că instituțiile între ele trebuie să comunice, trebuie să conlucreze, păstrându-și fără îndoială independența. Fără doar și poate, cred că independența justiției este un lucru necesar și un bun câștigat, dar în același timp cred că trebuie să avem în vedere și independența legislativului în raport cu justiția. Cu alte cuvinte, este condamnabilă sau a fost condamnabilă perioada în care justiția funcționa sub influența politicului, dar nu vreau acum, după ce acest lucru, să spunem, s-a remediat într-o bună măsură, cu toate că subzistă anumite semne de întrebare, nu vreau ca acum să asistăm la o interferență a justiției în legislativ, în cadrul legislativului. Toate aceste chestiuni cred că merită discutate deschis, responsabil, și acesta este scopul întâlnirii pe care cel puțin eu mi-l propun. Sigur că e un dialog în care ambele părți pot să-și pună punctul de vedere. Nu știu exact care va fi abordarea CSM-ului, nu e niciun fel de problemă, de aceea facem întâlnire. Sunt analiști care vorbesc despre o posibilă, eventuală, care anticipează o posibilă punere sub urmărire penală a dumneavoastră în cazul Șova. Această invitație adresată către CSM nu va fi inclusă în contextul acestei mari dezbateri legate de cazul Șova? Eu cred că am face o mare greșeală dacă discuțiile l-am purta pe cazuri particulare. Cel puțin din punctul meu de vedere, și cred că și din punctul de vedere al colegilor de la Senat, această discuție nu este destinată rezolvării unor cazuri punctuale sau abordării unor cazuri punctuale. Noi trebuie să gândim puțin cum funcționăm la modul general. Aici nu țin cont că este vorba de un anumit personaj sau un alt personaj, fie el membru al Parlamentului sau nu. În fond, astăzi nu ne confruntăm numai cu o problemă a corupției legată, dacă vreți, pentru că referitor la cazul pe care l-ați menționat, el a fost circumscris acestei lupte împotriva corupției, dar lupta împotriva corupției nu vizează numai politicienii, și eu nu vreau să discutăm numai politicienii, nu mă interesează o anumită categorie aparte. Eu cred că vorbim de fiecare cetățean și de drepturile și libertățile individuale ale tuturor românilor. În acest controversat caz Șova, ne puteți explica până la urmă de unde au pornit toate neînțelegerile? De ce a durat atât de mult până să semnați? Pentru că întrebarea nu vă spun, nu-mi place foarte mult pentru că ajung să discut cazuri particulare, dar nu pot să refuz o explicație pentru că sigur a fost un subiect în dezbaterea publică.
Și aici răspunsul, fără îndoială, se leagă de una din acuzațiile care au fost formulate în spațiu public, și anume de abuz în serviciu. E bine, dacă aș fi făcut un abuz în serviciu, probabil că semnarea sau nesemnarea unui document ar fi fost o inițiativă și o decizie personală. Atâta vreme cât conduc Senatul, trebuie să înțeleagă fiecare din cei care sunt interesați de modul în care funcționează instituțiile democratice și mai ales legislativul, că președintele Senatului nu este șeful Senatului, nu este directorul Senatului, nu ia decizii în numele Senatului. Președintele Senatului este reprezentantul acestei instituții în raport cu celelalte instituții publice și cu opinia publică, bineînțeles. El nu face decât să formalizeze deciziile pe care majoritatea membrilor Senatului le iau. Și președintele nu are decât un singur vot. N-are o putere mai mare în acest sens. Prin urmare, în ceea ce privește decizia Curții Constituționale, cu toții a trebuit întâi să așteptăm motivarea Curții. Și am făcut foarte bine că am așteptat această motivare, pentru că motivarea era extrem de clară în ceea ce privește cerințele pe care le exprimă Curtea față de acțiunea Senatului. Iar Curtea a specificat foarte clar că Senatul are obligația să redacteze o hotărâre. Deci să redacteze, nu să ia o hotărâre. Prin urmare, în motivarea deciziei Curții spunea încă un lucru foarte clar, și anume că trebuie să formalizăm decizia care a fost luată prin votul din 25 martie în cazul senatorului Șova, ceea ce am și făcut, după ce, bineînțeles, am cerut punctul de vedere al întregului birou permanent și am solicitat, pentru a avea, hai să spunem, cea mai bună practică democratică, comisii juridice, da? Să redacteze această hotărâre, în fine o hotărâre pe care e prima dată că Parlamentul o ia, pentru că trebuie să subliniez, până acum Parlamentul nu a luat hotărâri, cum le numim noi, negativ. Parlamentul de obicei adoptă hotărâri, adoptă proiecte de legi care se transformă în legi, moțiuni, și sigur că are o singură situație în care, hai să spunem, adoptă hotărâri negativ, și anume atunci când adoptă prin lege respingerea unei ordonanțe de urgență. Dar de ce? Este singurul caz. Pentru că altfel, ordonanța de urgență, dacă ar fi pur și simplu nevotată, ea ar continua să-și producă efectele. Legea de respingere anulează efectele din acel moment ale ordonanței. Aceasta a fost practica. În fine, sigur că ne-am trezit, ca să spun așa, într-o situație cu totul și cu totul inedită, dar considerând că este atributul Curții să reglementeze astfel de situații de impas, Senatul a hotărât să dea curs și să aplice hotărârea Curții Constituționale și sigur că eu nu am făcut, așa cum spuneam, decât să formalizez acest lucru. Bineînțeles, din această descriere se poate înțelege foarte clar că nu are cum să existe niciun fel de abuz de funcție sau de putere al președintelui Senatului.